Oamenilor nu le vine să creadă că într-un timp atât de scurt, proiectul va fi implementat și susțin că investiția va avea efecte benefice asupra comunităților din care fac parte. Va fi mai ușor pentru cetățenii comunei. Având gaze, nu mai aleargă cu butelia în spate să meargă la centru de încărcare. Nu ne-am închipuit nici măcar în vară când au demarat lucrările, că se va ajunge la finalizarea acestui proiect. 2-3 ani era o poveste. Suntem foarte mulțumiți și, ce să vă spun, se va schimba puțin viața în bine a locuitorilor comunei. Proiectul accesat de primăriile din Studina, Brastavățu și Grădinile a fost unul dintre cele 15 selectate la nivel național din totalul de 243 depuse și singurul din Oltenia care a fost semnat. Proiectul a fost finanțat din fonduri europene prin programul operațional Infrastructură Mare 2014-2020 și presupune o rețea vastă de conducte și mii de branșamente. Sistemul de distribuție gaze naturale în cele trei comune, Brastavățu, Grădinile și Studina, reprezintă un proiect de dezvoltare foarte important pentru locuitorii celor trei localități, având în vedere anvergura și lungimea acestei rețele de distribuție, care însumează aproximativ 131 de kilometri. Sper ca pe viitor să se racordeze în această conductă și cei din Debeselu și cei din Blădila și, de ce nu, dincolo de Brastavățu, Vădastra, Vădăstrița, Urzica, Obârșia și celelalte localități. Este un proiect de interes județean pentru tot sudul județului. Conducta care va alimenta cu gaze satele celor trei comune vine de la Caracal și a fost dimensionată astfel încât pe viitor să se poată racorda și localitățile traversate sau cele limitrofe. Pentru noi, pentru zona asta de sud a județului Olt, înseamnă foarte mult această investiție și ne bucurăm că cei trei primari au avut ambiția, pentru că e o performanță deosebită pe care acești oameni au realizat-o, ca într-un an de zile, fără proiectare, fără avize, fără nimic, să reușești să o pui pe picioare. Proiectul este cel mai mare de acest gen implementat în județul Olt de la Revoluție.